Știți că este o vorbă. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, când dușmanul mă apăr singur, mă apăre singur. Bunul și inimus meu prieten, domnul Marcel Băuroș, m-a potcovit, așa că zic, o sarcină să vorbesc în această după-amiază în fața dumneavoastră și mi-a pus în față o temă în care nu sunt calificat să vorbesc, numai că, având de vedere că nu-l pot să-l refuz, am acceptat și voi încerca să să spun câteva cuvinte despre ce cred eu despre eroismul creștin și eroismul patriotic, cam asta era tema. Acum, ce să spun? Când vorbim despre creștinism, nu putem spune decât că creștinul este prin definiție eroic. Pentru că eroul, există multe accepțiuni în acestui cuvânt. Când vorbim de erou, ne referim la o persoană înzestrată cu un curaj deosebit, cu vitejie, care luptă în războaie, fără neînflicat și luptă în situații deosebit de grele. Sau poate să fie erou unei narațiuni, poate să fie un personaj dintr-o carte, dintr-un film. Și mai este o accepțiune, cea din mitologia greacă, în care eroul este un fel de semizeu, o persoană născută dintr-o legătură, dintr-o zeitate și un om. Noi bine să ne vom referi la altceva când vorbim despre eroism, pentru că suntem într-o anumită cultură. Noi trăim într-o cultură prin definiție creștină. În măsura în care mai este creștin la momentul acesta, este altă discuție. Noi vrem să credem că în România creștinismul va dăinui până la sfârșitul veacurilor și fă îndoială că așa va fi. Pentru că eroul prin definiție este Hristos. Hristos biruitorul. Hristos Mântuitorul, Hristos Restauratorul. Nu există de-a lungul istoriei omenești cineva care să fi repurtat o biruință asupra răului în totalitate. Pentru că răul luptă în primul rând împotriva răului. Și luptă în anumit fel, până la jertfă, pentru că eroismul presupune jertfă. Iar viața creștinului este și jertfă, pentru că ea presupune cruce. Nu există înviere fără cruce, spunea Părintele Arsenie. Crucea înseamnă jertfă. Înseamnă să te jertfești pe tine, să jertfești sinele tău, să jertfești tot ce crezi tu despre tine că ești, pentru că fără această jertfă, bine nu poate învinge, pentru că bine învinge începând din inima noastră, din sufletul nostru, adâncul ființei noastre. Se spune că viața creștinului poate să fie o dramă, pentru că creștinul suferă. Numai că într-o dramă, eroul piruiește toate încercările și la sfârșit este învingător. Într-o tragedie, eroul moare. Viața unui creștin nu poate fi o tragedie niciodată, pentru că la capătul lui ne așteaptă învierea, adică biruința absolută. Când vorbim despre eroismul patriotic, să trec un pic la cealaltă, ca să nu mă întind foarte mult, eu cred că pentru noi românii eroismul patriotic se confundă cu eroismul creștin. Pentru că noi suntem popor creștin, născut creștin și asta nu este o figură de stil. Știm foarte bine, cunoaștem istoria. Și mi-aduc aminte
de o polemică între Nae Ionescu și un anumit domn Frolo, dacă nu mă înșel, îl chema, din anii 30, în care Nae Ionescu contesta sau spunea cumva că românul trebuie să fie neapărat ortodox. Iar acest domn Frolo l-a întrebat sau cumva a fost cumva revoltat de această, să zic eu, reducere a acestui, a categoriei aceasta a românismului, la ortodoxie. Și i-a pus o întrebare, domnul Ionescu, dar greco-catolicii nu sunt buni români? Și l-a răspuns genial, așa cum era el, cum era felul, și a zis așa, greco-catolicii sunt, pot fi buni români, dar nu sunt români. În momentul în care spui român, spui ortodox. Și că atunci când definești un animal, cum este, de exemplu, un cal, și spui calul are patru, un animal cu patru picioare, și spui când spui român, spui ortodox. Și atunci aceasta este o, este o realitate istorică și am spune noi ontologică pentru ceea ce înseamnă a fi român. Deci noi când luptăm pentru țară, luptăm pentru ortodoxie și invers. Pentru că acest pământ este un pământ al ortodoxiei, de la Sfinții Apostoli. Și țara asta va denumi atât timp cât noi vom rămâne în credința drept slăvitoare. Știți că au fost în istorie întâmplări care validează ceea ce v-am spus eu acum. În anul 1453, după cum bine știți, Constantinopol a fost cucerit de otomani. Această cădere a marii cetăți nu a fost întâmplătoare. Pentru că înainte de a fi învinsă militar, politic și militar, cetatea a căzut spiritual. Între anul 1439 și 1444 a avut loc, așa numitul Concil de la Ferrara, Florența, prin care s-a încercat, așa zis, unire între Vatican, Patriarhia Romei și aceea Constantinopolului. Nu știu dacă știți detalii. O să vă dau, nu să vă ofer prea multe, că nu e locul aici, dar este interesant ceea ce vorbim noi acum. Și la acest sinod s-au făcut presiuni enorme de către latini, pentru a convinge pe episcopii greci să voteze unirea. Ei fost trimiși acolo cu un din considerare de politice și militare, pentru că la acea vreme Imperiul Roman de răsărit, Bizanțul era redus teritorial la câteva, teritorii foarte mici, foarte reduse. Era, vorbim de Constantinopol, mai erau câteva cetăți în Asia Mică, câteva insule, Marea Egee. Atât mai numise din falnicul Imperiul Roman de răsărit. Și atunci, pentru că Imperiul Otoman era deja cucerit, se șopade din Balcani, Bulgaria, amenințat țele române deja, și deja Mircea avusese multe războaie împotriva turcilor, Ștefan, deja era și el de curând venit Și el a luptat împotriva turcilor. Și atunci ei au încercat acest demers de unire cu Roma pentru a câștiga sprijin militar. Acest demers a ieșuat, pentru că unul singur din ierarhii care a participat la sinod, Sfântul Marcu Eugen Nicola al Efesului, a refuzat să semneze documentul de unire și, prin urmare, atunci când s-au dus la Papa
cu documentul și ăsta i-a întrebat, au semnat toți? Și ăsta a spus, au semnat toți în afară de unul. Și a spus, așa n-am făcut nimic. Cert este că la 9 ani după această tentativă, Constantinopol a căzut definitiv sub ocupația otomană. Și este o istorisire, că aici vreau să ajung, la un moment dat, când sultanul Mohamed era într-o sală de consiliu în Palatul Imperial, împreună cu funcționari și generali, la un fel de ședință, un consiliu al conducerii Imperiului Otoman, la un moment dat, pe unul din pereții încăperii, a apărut o mână cu 5 degete, ca o umbră. El a remarcat această apariție și a întrebat pe toți dacă ar putea să-i spună ce semnifică această apariție, ce înseamnă așa, mână cu 5 degete. N-a putut nimeni să-i spună. Și atunci unul dintre cei de prezenți a zis, înălțimea voastră, știm că grecii au un călugăr foarte învățat, despre care îi spun că este foarte învățat și poate ar fi bine să-l chemăm și pe el să fiind mai învățat și poate ar putea să ne deslușească semnificația acestui semn. L-au chemat, numele cred că era Ghenadie Scolaris, va ajunge și patriarhul în Constantinopol mai târziu. Acesta a venit, a fost chemat la palat, s-a spus ce îi se cere, l-a cerut un timp de rugăciune pentru ca Dumnezeu să descopere despre ce este vorba. După câteva zile a venit la palat și s-a adresat sultanului spunându-i așa, împărate, m-am rugat la Dumnezeu și am primit următorul răspuns care să se transmit. Așa, dacă în această cetate ar mai fi fost 5 drepți, n-ai fi cucerit-o niciodată. Aceasta arată în ce măsură istoria urmează, sau istoria nu este întâmplătoare. Nimic nu este întâmplătoare. Există o carte minunată scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici, numește Biblia și Război, și vă recomand să o citiți. Care este absolut fabuloasă. Este un manual de istorie altfel, ca să zic așa, și care te pune pe gânduri. Este o istorie a omenii din perspectiva evanghelică. Și acolo se arată că cei care au învins în război sau și care au pierdut, au pierdut pentru că cumva acțiunea lor a fost într-un fel sau altul în conformitate cu voia Dumnezeului. Inclusiv alianțele în războaie au o foarte mare importanță. Când pornești la un război, nu pornești cu oricine. Nu te însoțești cu oricine. Pentru că, într-un fel, îți pui nădejdea în altcineva și nu în bunul Dumnezeu. Iar noi, care considerăm că suntem creștini și în mărțea lui Hristos, în această lume care e căzută într-o promiscuitate morală și nu numai, fără precedent, dar în spatele acestei promiscuități, acestei căderi grozave omului sunt duhurile întunericului, deci noi, în calitate de creștini, sau de eroi creștini, că așa am vrea să fim, știm foarte bine cu ce trebuie să luptăm. Și în calitate de români, dacă țara aceasta se află în acest moment într-o situație, în anumită situație, care o cunoaștem, politică, economică, culturală și mai ales spirituală, asta se datorează, în primul rând, măsurii în care noi îl urmăm pe Dumnezeu. Din păcate, știți că așa, avem o problemă în zilele noastre, vorbim foarte mult și facem foarte puțin. Ne putem să vorbim despre eroism, dar sigur că da, nu știu dacă ne ajută să vorbim, adică mai bine ar fi să
ne încadrăm în această categorie a eroilor. Pentru că, așa cum v-am spus, Mântuitorul ne spune, are un cuvânt, are mai mult, are cuvinte în Evanghelie care ne oferă reperele necesare pentru viața noastră, pentru comportamentul nostru. Mântuitorul ne spune, îndrăzniți-o, am biruit lumea. Orice fel de îndemn este un îndemn spre eroism, spre luptă. Iar noi, când ne spune, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Acestea sunt cuvinte foarte grele, ca să spun așa. Cuvinte care, față de care noi nu putem să vreodată să găsim vreo îndrept, să ne formulăm vreo îndreptățire. Că n-am îndrăznit și că nu ne-am purtat eroic. Răul este omniprezent în zilele noastre. Nu trebuie să-l căutăm ca să luptăm cu el. Și începe din noi înșine. Sinele nostru, pentru că așa ne spune Hristos, cine vrea să vină după mine, să se lepede, să se așa crucea, adică să lupte eroic cu răul, și să-mi urmeze mie. Aceasta este calea eroului. De-a lungul istoriei, știți cum, avem foarte multe figuri eroice, mari general, nu când de oși întemeitori de imperii, mari imperii. Toate biruințele lor s-au așa undeva în pulberea istoriei, în pulberea timpurilor. Ce s-au ales de ele? Cetăți întemeiate, împodobite, foarte bogate. Peste ele s-au așezat uitarea. Și tot ce se întâmplă cu lumea de astăzi, care este această lume atât de atractivă cu o, să zic eu, care este ca o imensă vitrină, așa, care oferă foarte strălucitoare și foarte atrăgătoare. Este o capcană imensă pentru omul de astăzi. Și peste această lume se va, cândva se va așterne uitarea, pentru că este o lume care nu va rezista, nu este sustenabilă, cum spune, ca să folosesc un termen la modă. În actuala civilizație, așa, în forma ei actuală, nu este sustenabilă, pentru că este marcată este întemeiată pe patimă, pe tot ce-i patimă, tot ce-i pătimaș în om. Și tot ce este întemeiat pe patimă nu rezistă. Pentru că răul, păcatul și moartea au fost deja biruite de Hristos. Mai este un tip îngăduit ca și fiecare dintre noi să ne manifestăm într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin eroic, când am dat și noi acest examen luptei cu puterea întunericului. Și în gradul de români avem, să zic, mai multe responsabilități. Pentru că noi din neamul nostru am fost creștini. Cum spune Sfântul Voivod Constantin Brâncoveanu, neam de neam nostru și-a lepădat legea, să vede legea sa. Da? Ce figură eroică! Pentru că avem, aș vrea că avem multe figuri de eroi noi în biserică și în neamul nostru, iar am spus adineaori de această familie minunată a brâncovenilor care ne-au oferit nouă cinci mărturisiri grozave de credință și a șasea aia a lui Anache Sfernicu ca și Sfânta Maria Brâncoveanu și ea. Altă măsură de credință. Pentru că n-am putea spune că ea nu este o eroină. Și Sfânta Maria nu este o eroină. Adică, în sens al cuvântului. Ce mamă extraordinară. Ce soție extraordinară. Da? Ce chip de om al lui Dumnezeu. Și în acest motiv spuneam că noi, ca români, avem de dat un răspuns, un examen dificil, pentru că nu putem spune că n-am știut. Nu putem spune că n-am putut.
pentru dacă acești înaintași ai noștri au putut. Noi avem și în familie noastră chipuri de strămoși, nu știu, bunicii noștri, țărani simpli, care au înfruntat vremurile, au înfruntat vicisitudinile istoriei și s-au păstrat verticalitatea, au trăit frumos, au trăit în biserică, au trăit într-un Hristos, da? N-au fost niciodată atrași de alte învățături, așa cum suntem noi acum, cum sunt tinerii noștri, atrași de alte învățături și sunt atrași pentru că, probabil, sau mai mult ca sigur, noi ăștia nu ne o mai oferim, cei care suntem în biserică, nu mai le oferim un chip al eroismului curat, al jertferniciei. Nu mai suntem jertfitori. Suntem șovăitori. Și în credință, și în toate celelalte, și în mărturisire, și în tot. Și în acest motiv, cum spuneam, vom da un greu, nu va fi greu pentru că dintre noi să dăm un răspuns în fața Mântuitorului, de ce ne-am ratat, știu eu, misiunea noastră eroică. De a ne manifesta în mod coerent și susținut această înțelegere profundă a ceea ce înseamnă să fii om, să fii creștin, să fii român, să fii erou. Deci noi ca români trebuie să fim un popor de eroi. Și avem foarte mulți eroi. Am avut și foarte mulți trădători. Și cred că mai sunt și în zilele noastre foarte mulți trădători ai acestui neam. Dar și Hristos a fost trădat. Da? Și ce se întâmplă cu trădătorii? Să ne dăjduim că noi vom rămâne până la sfârșit mulțumesc lui Hristos, rămâne adevărați, vom rămâne pe acest pământ slujind lui Hristos și mărturisind pentru neamul nostru, ținând flacăra credinței aprinsă, așa cum a zis-o strămoșii noștri, bunicii noștri și pentru copiii noștri care vor veni după noi, așa cât a mai vrut Dumnezeu. Vremurile acestea atât de tulburi și atât de provocatoare, cum am spus. Ar mai fi multe de spus. Știu cum atât o temă, probabil că aproape inepuizabilă, da? Așa cum am spus, nu este o conferință, nu este un cuvânt, să zic, foarte elaborat, este un cuvânt din inimă. Și un cuvânt provocator, ca să spun așa. Mi-aș dori ca acest cuvânt care l-am auzit să fie o provocare și o temă de meditație. Și dacă mi-am atins cumva cât, măcar un pic, această intenție, înseamnă că aș fi foarte mulțumit. Mulțumesc! Să mă iertați, eu în partea noastră pot să mai rămân, mi-aș fi dorit să mai rămân, din păcate trebuie să facem la un eveniment destul de trist, mergem la mormântare a unui frate de-al nostru, dar vă urez vizionare plăcută în cunoare alături de doamna Elena Dulgheru, pe care creia am spus că o admir foarte mult și mi-am dorit să o întâlnesc și uitați așa, am venit Dumnezeu și am întâlnit-o acum. Sunt foarte bucuros. Mulțumesc!